Este o încercare de a atrage medic. Pentru că altă legislație nu permite altceva. Și tocmai am dreptate. Medicul preferă să se ducă să muncească cu ești plătit. Susținerea pentru pediatrie trebuie să fie necondiționată, este un caz critic care nu există variantă. Păi nu ar trebui să trebuie. Eu am vrut să subliniez ca lumea să știe din gura mea și nu pe zvonuri, pentru că e un caz care eu dacă găsesc un medic pediatru, îi dau și pe mama și pe tata și spun, vino aici, frate, scurt. Deci, indiferent ce să zic, pentru că varianta este. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie necondiționată către Consiliul Local Funcționarea Secției de Pediatrie. Trebuie să facă în continuare. Da, dar nu poți să faci, deci poți să fac treaba asta pentru un contract cu un medic pe care îl găsesc să-mi solicite mie, profitând în pasul în care sunt, să spună, da, băi, ai nevoie de un medic pediatru pentru că îți închizi secția, eu își cer 500 de milioane. Nu, vreau să zic, dar eu nu vorbesc de asta. Eu vorbesc de a atrage medici să vină să-mi facă mie gărzi, dar ei vor veni doar dacă vor auzi, da, pe spitalul Ortenița dă ceva, 2 milioane jumate, 3 pe gardă. Vin și eu. Mă duc și eu, nu mai duc la ăla, vin la Ortenița. Și celelalte gărzi, nu numai pediatria? Nu, păi n-ai cum să le faci, să, nu. Trebuie să mărești, trebuie să mărești gărzile la tot ce înseamnă gardă, pe toate liniile de gardă. N-ai posibilitatea să faci la unul așa, la unul așa, și la pediatrie n-aveți atât. Situația la pediatrie este foarte rea și să vă prezint. La pediatrie aveți 4 medici, dacă nu știți, îi spun eu și cum se cheamă. La pediatrie aveți pe Petruculescu Liana, aveți un contract permanent pe Angel Marina Elena și aveți pentru gărzi pe Florea Cătălina și pe Purcer Florin Alexandru. Și mai aveți un medic rezident pe pediatrie care se numește chirurg Iana. Dacă nu-i știți... Sunteți în eroare. Dați-mi voi să vă spun că sunteți în eroare, domnul primar. Dacă dumneavoastră știți mai bine decât mine... Spuneți-mi și mie data care mi s-a comunicat de la spital. E 23. 23, asta este primit oficial de la spital. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că spitalul m-a dezinformat, atunci eu dezinformez întreg Consiliul Local. Dacă spitalul m-a dezinformat, eu dezinformez pe toată lumea. Că dumneata nu știi că ai 4 medici pediatri, nu e vina mea. Domnul primar, mai citiți o dată, vă rog frumos, dacă ești atât de bine, ia mai citiți o dată. Ce scrie la medicia pediatrică? Petrulescu Liana, secția pediatrie, medic specialist. Care ce este? Cum este acolo? Pediatru. Contract cu spitalul, cum e? Secția pediatrie. Câți ani are domnul Petrulescu? Poate rămâne în continuare. Ei, dacă știți că nu mai rămâne. Angel, Marina, Elena. L-am vorbit cu ea săptămâna trecută. Așa. Secția pediatrie, medic specialist pediatru, contract permanent, perioadă determinată. Și mai avem încă doi, da? Care ce? Astea, pe cei numai doi. Gărzi am spus. Încă doi doar cu gărzi. Am citit tare. Bun, deci aveți 4 medici care fac gărzi. Lăsați-mă să spun gărzi. Și unul. Deci, domnul director, nu mă face să vorbesc eu acum despre spitalul ăsta. Dar vorbiți, foarte că puteți mult. Să vorbim cât vreți, să știți. Dumneavoastră ați afirmat adineau niște lucruri atât de incorrecte față de doamna Petculescu, încât eu mă abțin să vorbesc. Nu cred că am spus nimic. Domnul fost primar, dacă nu știți, are un contract cu acea fundație de preoți din 2000, cred că 10. Și vă lăudați acum că vă aduce doctorul Ciplău, preotul Ciplău bani de 6-7 ani. Făcut ceva. Nu mă interesează când a fost program special pe televiziune cu domnul Rachieru de la BD, cu ce a făcut la pediatrie și la sala de nașteri, e de mult domnul Dragon a filmat. Când eu l-am adus în spital și a făcut toate acele cabinete la pe Benino, dumneavoastră nu se punea problema vreodată să aveți... Și acum spuneți că dumneavoastră i-ați adus pe ăștia? Domnul ăștia sunt de mult. Benino, Nicu Necula, Rachieru și Ciprău sunt de mult și fac în fiecare an. Și totdeauna i-am lăudat și am făcut emisiuni speciale la televiziune cu ei. Am făcut emisiuni speciale cu ei. Bun, dar înainte să mă apar de discuția, discuția mea era importantă, punctuală, pe 4 medici care vă spun, deci nu cunoașteți situația. Vreți să vă lămuriți sau nu vreți? Dacă vreți să vă lămuriți, să zic eu să vă lămuresc. Deci, numărul 1, doamna doctor Petrulescu.
Da. Este, nu mai mă lămuriți pe mine, ați venit să vă adresați Consiliul Local. Faceți excepție de mine, eu sunt primar, nu fac parte din Consiliul Local. Perfect. Vă rog, adresați-vă Consiliul Local, deci, și domnul, rezolvați-vă ce domnul probleme. Domnul primar a ridicat o problemă, ca și cum ar fi fost dezinformat. Nu, nu a fost dezinformat, însă, așa cum v-am spus la început, unul din oamenii de acolo este cel care a renunțat să mai facă gărzi, pe motivul de care v-am spus. A făcut gărzi la noi la spital. Sperăm să-l mai avem. Deci, din cei patru au rămas trei. Doamna doctor cu contract permanent, Angel, și-a dat concurs la București. Ne-a anunțat că ne va părăsi. Din cei patru oameni au rămas doi. Am un medic de familie care îmi face gărzi, care este cu acordul ministerului, care, rămânând doar cu doctorița Petrulescu și rămân în doi oameni, eu nu pot să fac decât să închid secția. Doamna doctor Petrulescu, care este, are o vârstă și care și-a manifestat dorința de a găsi cât mai repede niște medici, recunosc, nu ne lasă în drum, dar nu știe cât poate să mai ducă. Și a zis că în momentul în care găsesc niște înlocuitori, dumneai renunță. Deci, eu, dacă vorbesc despre patru oameni, că am patru oameni, eu vă spun, nu am patru oameni. Da? Am relativ patru oameni, posibil patru oameni, dar, de fapt, eu, în momentul de față, am doi. Acum. Despre asta e vorba. Altă întrebare. La micro sănătății asta, cu o intervenție. Că totuși, chiar dacă sunteți totuși directorul spitalului și trebuie să vă ia în seamă chiar și ministerul. Nu ne ia în seamă nimeni. Trebuie să ne descurcăm. Deci, când suntem, când e bine, suntem mai ai tuturor. Când e rău, suntem mai nimănui. Mă înțelegeți? Deci am făcut nenumărate demersuri către toate autoritățile. Toată lumea trebuie să ai partipriuri, trebuie să ai lobby-uri, trebuie să ai influențe, trebuie să ai ceva. De asta și cu inițiativa legislativă care am spus-o, am nevoie de Consiliul Local. Și pentru toate lucrurile care le-am spus înainte, toată lumea spune, descurcă-te. Cum fac alții? Păi așa fac alții, cum v-am spus. Primăria are o posibilitate de a oferi locuințe. Eu aici spun așa, asta nu este un câștig, numărul unu, că în momentul dacă îi dai o locuință omului și el își plătește chirii, își plătește utilități și plătește de alea, orică stă cu chirie, orică stă la primărie, tot aia e, și nu l-atrage, și chiar dacă să zicem că l-ar atrage, el, ca să-și lase familia, că nu vine singur, are o familie, preferă să facă naveta. Și cel mai câștigat ar fi remunerație. E singura treabă pe care o ai. Pentru că faci toate demersurile către minister, faci toate demersurile către Casa Națională, la sindicatele din sănătate, să zicem. Dar când omul spune, ce mi-o oferi? Deci, am o curiozitate. Care este cel mai mic salariu la doctor aici, de nu vor ei să vină? Salariu de încadrare, unde, deci nu știu să vă zic, cât ia o mână un doctor, undeva între 20 și 30 de milioane. Salariu. Cu gărzi cu tot sau? Nu, gărzile sunt acel 1.700.000 pe zi de gard. Alea se adaugă peste. Dar este un salariu care toată lumea acum poate să-l cântărească cum vrea, din punctul meu de vedere și al întregului corp medical, este un salariu mic, mizerabil. Acum, ca să lămurim o treabă, domnule. Haideți să lămurim. Eu sunt aici să lămurim. Și o discuție categorică amiabilă și de interes. Ca să nu dezinformăm totuși, pentru faptul că aici se filmează, este ședință publică. Eu mă bucur că se filmează. Nu vreau să vă întreb, de exemplu, că poate nici nu erați. Deci, în perioada 2008-2012, ar fi foarte interesant, dacă totuși ați fi în cunoștință de cauză, ce sume au fost alocate spitalului, grosso modo, de către primăria Oteiței, dacă aș ști o cifră. Nu știu. Trăim în prezent. Eu știu 2005. Nu e economist. Pe din afară. Deci era interesant să știți de curiozitate, pentru că ce se întâmplă. Nu vrem nici să dezinformăm faptul că iar repede se filmează și se ajunge la urmă. Cetățenii din orașul Oteiței, totuși efortul s-a făcut de către primărie din 2012 până în prezent, ce miliarde s-au aruncat spitalului. Și sigur că asta nu este un motiv pentru care să nu ne zbatem. Așa.
Eu știam că totuși la medicii care au dorit să vină în Oprința s-au mai dat chiar și niște prime de instalare. Adică s-au pus și eforturi teribile și noi ne bucurăm de treaba asta că mulți medici și servicii le avem. Și sunt de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, medicii cer și salarii mai mari, gărți plătite mai bine. Așa e peste tot, în toată țara, cum vedem cu toții. Iar problema care a făcut o prima dată cu faptul că comunele limitrofe și care beneficiază de serviciile spitalului nostru, consiliile populare, consiliile locale din vestiile comun, nu vine cu niciun fel de sume către dumneavoastră, sigur că și aici ar trebui să fie supusă dezbaterii în consiliile locale respectiv, în comunele respective. Eu cred că cetățenii din comunele respective, dacă ar ști, dacă li s-ar spune că camera de gardă la Oltenița nu mai primesc oameni dacă Șoare sau de la Purcan sau de la Miteni, lucru care categoric nu e la locul lui, nu e legal, sigur că nu e legal. Dar ce-ar zice, deci consiliile locale și primarii respective ar trebui să facă tot un efort, totuși, o sumuriță acolo din toate comunele care nu există inițiativă legislativă. Nu există cadrul legal, nici o primărie să dea. Deci nu există. Și să hotărască, nu pot da. Mai mult, mie îmi pare rău, mă abțin cu greu să nu vorbesc. Domnul director a venit la primarul acestei localități, pe care văd că nu dă doi bani. Și am avut o întreagă discuție aproape o oră. Nemulțumirea dumnealor este vorba de bani. E vorba de banii care vor să-i ducă acasă. Despre asta e vorba. Și în special de salariul dumnealui. Când am început să vorbim de demersurile care le-a făcut la prefectură, la Consiliul Prefectural, ea a adus la cunoștință și prefectului și să poate încerca ceva. Nu se poate la nivel local, nici măcar o inițiativă legislativă, Oltenița nu poate face. Inițiativele legislative se fac în Parlamentul României. Dacă vrem popular, ne trebuie un număr imens de semnături. Păi nu avem toată localitatea de semnături, ne trebuie. Eu am explicat dumnealui. Știți cât v-am dat numai anul ăsta până acum? Domnul primar, să nu deschideți subiectul ăsta, că avem cifre diferite. Vă întreb. Avem cifre diferite, domnul primar. Eu le-am din contabilitate. Spune și eu de unde le-am? Ia spune. Păi eu v-am întrebat de văd dumneavoastră dacă știți cât v-am dat. Că... Nu, spuneți dumneavoastră, că sigur spuneți ce știu eu. Vă spun. Haideți, dacă m-ați întrebat, mă răspund. Deci dumneavoastră, primăria, în anul 2015... 2015. V-am întrebat 2016, nu știu 2016, nu mi-am luat datele și nu vorbesc. Și Manuela, discuția asta mai avut-o. De ce diferă cifrele de la noi la dânsii? Că după ce mi-ai dat mie de la noi de contabilitate, toate cheltuielile cu spitalul, în care intră și heliportul, în care intră absolut tot ce am dat la spital, sunt cifrate în jur de 15 miliarde. Asta este, domn primar, cifra. Asta este suma, da? Da. Iar dumneavoastră spuneți că sunt cifre mult mai mari. Totdeauna am afirmat 15 miliarde. Așa. Am afirmat pe cei 4 ani sunt 45 de miliarde. Și aia sunt.